Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit! Sunt Ilona Duță și astăzi vă aduc în prim plan mâncarea. Nu orice mâncare, ci gustoasele tomate pe care ne-am dorit să le cumpărăm de pe tarabele românești. Dincolo de supermarketuri, avem la îndemână piețele, acolo unde găsim deseori hârtiuță pe care scrie roșii de România. Astăzi o să ne lămurim cam câte sunt de România, cam cât de sănătoase sunt, și aici în Buzău, la noi, unde găsim cu adevărat roșii foarte gustoase și sănătoase. Invitatul meu de astăzi este cunoscutul inginer Costel Vânătoru de la Stațiunea de Cercetare Legumicolă Buzău. Bună ziua și bine ați venit! Bună ziua dumneavoastră și ascultătorul dumneavoastră! Eu mă bucur că am reușit să vă prind așa jumătate de oră, astfel încât să vă aduc în fața celor de acasă să ne spuneți niște secrete. Dumneavoastră le știți cel mai bine, sunteți printre puținii din țară, o să spun eu, care cunoașteți aceste secrete atât de bine, pentru că și stațiunea este printre puținele din țară care fac treabă atât de bună. Domnule Vânătoru, tarabele în perioada asta abundă de roșii. Toate au un bilețel așa pe care scrie roșii de România, ba de Gherăseni, ba de Buzău, ba de Mărăcineni, ba de nu știu unde. Și cu toții cred că ne închipuim că nu sunt tocmai de acolo. Cam ce tomate românești avem în momentul ăsta pe piață sau dacă avem? Greu de spus că avem tomate românești în această perioadă, deoarece noi spații protejate, încălzite, avem suprafețe foarte mici în România. Ca să avem tomate românești, ar fi trebuit să avem sere solare încălzite. Așa cum am spus, suprafețele acestea încălzite sunt foarte mici, nesemnificative. Avem spații protejate reci, adică solari, sau chiar și sere, neîncălzite. De altfel, și eficiența economică este mai mare în aceste spații reci neîncălzite. Tomatele în aceste spații apar luna viitoare, undeva după 10-15-20 iunie. Deci, acum, tomatele care le întâlnim în această perioadă în piață, 90, peste 90% putem spune că sunt tomate din import. Am spus, cantități nesemnificative, foarte mici, pot fi și de la noi, dar v-am spus... Prea puțin față de ce găsim. Spuneam că abundă tarabele de roșii care se vor afi românești, dar cu siguranță nu sunt. Nu sunt produse la noi, sunt importate și, așa cum știm, calitatea lor din punct de vedere alimentară, calitatea alimentară și medicinală, pentru că atunci când vorbim de tomate și de legume, vorbim și despre sănătate. Legumele sunt izvor de sănătate, iar tomatele sunt recunoscute pentru aportul lor medicinal. Greu de spus că acestea sunt benefice pentru sănătate, deoarece nu cunoaștem trasabilitatea, cum au fost obținute aceste tomate, dacă au fost obținute în tehnologie clasică, adică pe sol, aplicându-se tehnologia pe care noi o cunoaștem, sau au fost cultivate pe vată minerală sau pe suport inert, vorbim de turbă sau alte materiale de astea pe care se practică cultura tomatelor acum și iată, nu știm ce tratamente, ce substanțe de nutriție au fost folosite, aceea e greu să ne pronunțăm că aceste tomate sunt benefice din punct de vedere alimentar și din punct de vedere pentru sănătate. De aceea să remarc acest lucru și prin gust și prin aromă. Eu am spus-o de mai multe ori, dacă cineva te leagă la ochi și te întreabă ce mănânci, ai să spui ceva rece și ud, foarte greu organoleptic să distingi, să-ți dai seama că mănânci astfel o tomată. O tomată aromată, așa cum am fost noi obișnuiți, sau cei care știu, în copilărie consumam foarte mult tomatele românești de altă dată. Arată foarte bine din punct de vedere comercial aceste tomate, însă din punct de vedere alimentar, v-am spus, sunt deficitare. Cum ne dăm seama că aceste tomate pe care le cumpărăm, vedeți noastră, sunt de mai multe feluri și acestea. Unele sunt cauciuc efectiv, da. Abia le poți tăia, sunt portocalii, nu sunt roșii și înăuntru sunt gelatinoase, așa? Altele însă, parcă măcar codița aia tot le mai miroase a roșie și cât de cât mai au niște semincioare prin înăuntru, se semene cu o legumă adevărată. Dar foarte multe sunt la grămadă. Ba un cotor verde, ba n-au cotor și așa mai departe. Cum ne dăm seama ca să știm să ocolim cât de cât pe cele care sunt cel mai nocive? Sigur, cel mai corect ar fi să facem analiza de laborator. Analiza de laborator este calea cea mai sigură și cea mai corectă care poate determina dacă o tomată este sănătoasă, este bună pentru alimentație sau, sigur, a fost obținută cu tehnologiile acestea care aminteam, sau s-au administrat substanțe în exces sau s-au folosit substanțe chimice interzise sau periculoase. Analiza de laborator este cea mai sigură cale.
de a cunoaște dacă tomata pe care noi o consumăm este bună pentru consum și este benefică pentru sănătate. După aceea avem anumite indicii. Ne referim la mucronul acela care apare în vârful fructului. Moț. Moț. Roșiile cu moț. Tomatele, cam mai așa le spun. Așa, tomatele moțate. Și acolo putem discuta, pentru că acel moț, acel mucron, poate să fie generat de o genă pe care noi în genetic o numim gena BEC, o genă care determină acest caracter, dar fac precizarea că sunt puține creații comerciale care au această genă, care manifestă această genă BEC, deci să aibă această caracteristică naturală. Și peste 95%, așa, în general vorbind, cred că din tot ceea ce se vinde, din tomatele acestea moțate sau știu eu, cu acest mucron, au acest mucron datorită stimulenților folosiți pentru fecundare, deci pentru polenizare sau pentru maturarea forțată adică a fructelor. Sunt naturale mai deloc. Da, s-a intervenit cu aceste substanțe chimice. Sigur, vorbim de o creație bulgărească numită un hibrid precoz, care are această creație, are această malformație, acest mucron, dar nu atât de pronunțat și nu uniform, adică nu toate fructele de pe plantă manifestă acest mucron. Și acum, cum suntem noi inventivi românii, profitând de faptul că această creație manifestă sporadic acest mucron, majoritatea comercianților spun că folosesc acest hibrid bulgăresc și ascund faptul că stimulează aceste tomate, folosesc acest stimulent. O parte probabil acceptați în piață sau știu eu, autorizați, dar noi știm că sunt și stimulenți neautorizați sau chiar și între cei care sunt autorizați, de regulă se folosesc concentrații mai mari, doze mai mari, pentru a crea, pentru a ajuta la polenizare în special sau pentru a matura rapid fructele. Acolo, aici putem discuta foarte mult. Deci aceasta ar fi un indiciu care ar trebui să ne dea puțin de gândit că tomata aceea poate să fie, iată, genetic așa creată sau poate să fie acel mucron, acea malformație, poate să fie dobândită în urma intervenției substanțelor chimici. Dar mai avem și alte indicii. Atunci când secționăm un fruct, vedem că în locul lojilor seminare, acolo unde trebuia să fie semințele, găsim un țesut gelatinos. Exact. De regulă verde, mai închis decât pulpa fructului și nu sunt semințele. Iarăși, înțelegem clar că s-a intervenit chimic cu maturare forțată a fructului, nu au avut timp să se evolueze, să dezvolte, să-și facă semințe și atunci, datorită prețului, s-a intervenit cu aceste substanțe pentru a se matura, sau popular, cum spunem noi, a se coace fructele, exact, ca să fie vândute la piață, să câștigăm un preț mai mare. Iarăși, când secționăm fructul și depistăm în secțiunea lui, vedem un cerc albicios, un țesut albicios. Lemnos, așa. Și terminat în mijlocul cepul acela lemnos. Exact. Și acolo putem înțelege că s-a făcut o maturare forțată și au rămas acele urme. Practic, nu s-a transformat în totalitate. Roșită, nu? Da, 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 da. Urmele acelea pronunțate de celuloză vizibile cu ochiul liber. Și sigur, și în cazul acesta înțelegem că s-a intervenit. Deci sunt câteva lucruri pe care le putem așa, indicii pe care ne-ar da de gândit și am putea să avem puțin să ne reținem în fața lor. Cea mai bună cale, a spus, analiza de laborator, pe urmă, să știm calendaristic când apar tomatele la noi, când se produc tomatele la noi, când ies ele pe piață. Și acum, așa cum am spus, începând de luna viitoare, încep să apară, la început în cantități mai mici, de regulă primele sunt cam stimulate excesiv e vremea lor. După care e vremea lor până toamna târziu. Deci, noi recomandăm să evităm perioada aceasta de extra sezon, pentru că atunci s-a intervenit cu aceste măsuri, fie chimice, fie chiar și genetice, de multe ori și acolo putem discuta despre zona aceasta excesiv șlefuită genetic. Ați văzut că iar se păstrează foarte mult după recoltare. Vedeți în marile magazine că aceste tomate stau cu lunele acolo în raft, fără să deprecieze. Corect. Sau dacă facem un experiment și lăsăm o roșie, da. Eu am făcut asta, da. Am pus o roșie în frigider, efectiv, fără punguță, fără nimic, să zici că o conserv, da. Cumva, am pus-o în cuva special pentru legume.
cred că a stat acolo în jur de 3 săptămâni, a arătat la fel, după care a făcut câteva puncte, așa, unde a început să se deterioreze. Odată tăiată, era efectiv o chestie lipicioasă și gelatinoasă și scârboasă, efectiv. Da. Și stăteam și mă gândeam cam cu ce este tratată, dar a stat o roșie o lună, că o roșie luată din grădină în câteva zile se strică, se depreciază. De altfel, vorbim, ar trebui să ne gândim mult, vorbim de un fruct viu, de un fruct care el trebuie să contribuie la viața mea, adică viața lui să o primesc eu și eu să trăiesc mai bine, să pot să, să fiu fericit. Vorbim puțin despre evoluția fructului. Timp de 50-55 de zile fructul se dezvoltă și, așa cum știm, este verde. Deci el acumulează foarte multă clorofilă. După aceea, într-un proces bine coordonat genetic de biodegradare a pigmentului clorofilien și transformarea lor în licopen, caroten, săruri minerale, tot ceea ce găsim noi când facem analiza chimică a unui fruct, se realizează după aceea, după 55 de zile. Aceste procese sunt coordonate genetic, așa cum am spus, acolo lucrează o armată de enzime controlate foarte bine, vorbim deci de un fruct viu care se pârguiește, se maturează, deci se coace și se post-maturează, începe să se strice după aceea. Și așa cum am spus, el se păstrează câteva zile după recoltare, un fruct normal, un fruct viu, un fruct care are viață, în care are această armată de enzime, aceste substanțe care au fost procesate genetic foarte bine de către plantă și mi oferă mie ceea ce eu doresc de la acea plantă, adică doresc alimentație sănătoasă, doresc să fiu ajutat din punct de vedere medical, pentru că organismul are nevoie de foarte multe substanțe care nu le fabrică și trebuie să le luăm din alimentație, cum e cazul la tomată, licopen, caroten, vitamine, le găsim în acest fruct. Nu mai vorbesc de gust, de aromă, de această savoare deosebită, care este dată la tomată de un complex de peste 400 de substanțe. Deci un amestec de peste 400 de substanțe, planta aceasta are această inteligență de a le-a doza, de a le-a amesteca, pentru a crea această bucurie care ar trebui să o simțim fiecare dintre noi când consumăm tomata, savoarea aceasta, aroma și gustul la tomată. Din păcate, aceste tomate care sunt obținute în acest sistem intensiv sau ultra-intensiv, pe vată minerală, hrănite cu perfuzie la rădăcină, cu substanțe de sinteză chimice, sunt condamnate, efectiv, nu au de unde să... N-au libertatea aceasta de a absorbe, de a lua din sol ceea ce dorește ea, ci este hrănită, mănânci aceasta ca să trăiești, dacă nu, mori. Deci nu are această libertate. Capuii care sunt extrem de bine crescut, să spun așa, un puișor de o lună arată așa, iar un puișor din fermele special amenajate pentru a vinde cantități uriașe arată la 3-4 kg după o lună și ceva. La fel înțelegem că se întâmplă și cu aceste tomate, pentru că am înțeles destul de bine cam ce este în acest moment pe piață. Și am înțeles la fel de bine că mai avem de așteptat vreo 3 săptămâni și ne vom bucura de roșiile noastre românești, limitat la început, după care ușor, vrea Dumnezeu. Vom avea. Dar să știți că cei care comercializează legumele se orientează. Vor veni după aceea cu pepenii, cel puțin cu o lună, două înainte de apariția lor, după sunt care deja vor veni, pepenii, vor veni cu strugurii. Deci ei anticipează și pun aceste etichete, anunțând că sunt românesc sau știu eu, dintr-o anumită localitate sau într-un bazin legumicul consacrat. Să atragă atenția, sau chiar recunosc oarecum și soiurile care sunt așa apreciate de consumatori și îmi pun acolo, știu eu, soiul respectiv ca să și localitatea ca să își vândă marfa. Să vândă mai bine, că e un trend acum să mănânci bio, să mănânci eco și așa mai departe, iar omul de rând, din păcate, este foarte ușor manevrabil, să spun așa. Și pică în plasă asta a etichetei pe care scrie românesc, bio, eco. E foarte bine, dincolo de a plăti un preț dublu pe un produs doar pentru că scrie cu pixul pe o foaie că este bio, eco sau românesc, e foarte bine să analizăm că dacă toate roșiile astea bio și eco arată identic, e clar că n-au fost produse așa cum se produc ele în mod natural. Ce soiuri găsim la stațiunea dumneavoastră, acolo unde păstoriți cu mare grijă? Ne bucurăm încă de 100% soi românești, mă refer la tomate în deosebire. Da, noi am păstrat soiurile românești, cele vechi, avem o colecție bogată dacă ne-am cantonat cu discuția la tomate. Ne mândrim cu o colecție, zicem noi, reprezentativă sau știu eu, detalii europeană, pentru că avem peste 1200 de soiuri în colecția noastră de tomate, începând de la tomata de ghiveci, care poate fi cultivată ornamental în ghiveci și
sigur, și consumată în același timp. Asta până e la, pentru cei de la bloc, asigur, e binevenită. Până la tomata de mare producție, care poate fi cultivată în acest sistem intensiv în tehnologii moderne. Deci avem toată gama de tomate, culori, varietăți, forme diferite. Avem tomata clasică, tomatele galbene, tomatele portocalii, tomatele vișinii, tomatele negre, adică tomatele tigrate. Adică am ajuns să ne putem alege, sigur, și culoarea avem, și toată au gustul, da, 100% natural. Am adunat din toate colțurile lumii până la tomata sălbatică cu spini, care o folosim în ameliorare pentru a îmbunătăți soiul, pentru a crea rezistență genetică la boli, la dăunători, la soiurile pe care noi le ameliorăm. Dar, v-am spus, punem un accent deosebit pe soiurile tradiționale vechi. Și, pe lângă acestea, anual omologăm 2-3 soiuri noi pe care le introducem în lista oficială, venim cu creații strict specializate, pentru că acum cerințele consumatorilor, cultivatorilor au început să fie mai rafinate, să spunem noi. În trecut aveam tomata bună la de toate, adică o tomată care putea fi folosită pentru consum în stare proaspătă și pentru industrializare. Acum au început să cerințele dedicat, să crească dedicată. O tomată pentru consum în stare proaspătă, care trebuie să fie o tomată să îndeplinească aceste caracteristici, adică trebuie să aibă un raport echilibrat între zahăr și aciditate și trebuie să fie puțin mai acidă, să înțepe puțin la limbă, un amestec de dulce și acru. Da, știți? Așa este. Așa, avem tomata pentru industrie care trebuie să nu aibă aciditate și trebuie să, să nu fermenteze, să aibă substanță uscată ridicată peste 6%, dacă se poate, nu, bulion, semințe puțin, cele... ca să aibă randament în procesare, Arai. Pigmentație, tomata pentru ketchup care trebuie să fie altfel, sigur, și atunci e noi... mult mai complicat decât poate să-și închipuie oricine care nu lucrează și în domeniu. Atunci noi trebuie să grupăm aceste soiuri pentru industrializare, pentru ketchup, pentru consum în stare proaspătă, tomate tip sherry, grupa de tomate tip sherry, iarăși. Și, sigur, ținem cont, în spatele nostru stau, așa cum am spus, cerințele cultivatorilor, cerințele procesatorilor, cerințele consumatorilor. Deci, noi ne ghidăm după cerințele pieții. Și trebuie să recunoaștem că cererea de semințe, de răsaduri, a crescut simțitor de la an la an, datorită nu cultivatorilor sau procesatorilor, datorită consumatorilor care au făcut presiune asupra cultivatorilor și au spus, domnule, vrem tomata aia românească, aia cu gust, cu aromă de altă dată. Da, dar știți, aia este puțin mai creață sau este, știu eu, nu e coaptă, maturată uniform sau știu eu, fructele nu sunt toate uniforme. Nu, domnule, vrem pe aceea. E foarte așa, bine așa de uniformă, așa dar să fie gustoasă. Da, ne-am trezit cu acel val puternic de cultivatori care au venit să ceară semințe, să ceară răsaduri, pentru că s-au întors la tomata aceasta românească, care a fost apreciată în țară și nu numai în țară, și peste hotare. Trebuie să recunoaștem că chiar și aici, unde este studioul acesta și zona aceasta a orașului, până în 90, produceam tomate și produceam tomate... Acum vorbim despre ele aici în studio. Și, tot e bine, nu? Da, sigur, și produceam tomate pentru export de la stațiune în perioada aceea, în 86, dădeam în fiecare zi, pleca un vagon de tomate la export din rampă de la Ulmeni. Poate reușim, domnul vânătorul, să ne întoarcem vreodată. Tomata românească era apreciată în Franța, în Germania, în țările acestea care acum nu mai vorbim de tomata românească. Din păcate nu, dar știți ce aș vrea să le spun celor de acasă? Aș vrea să le spun că odată ce se coc primele roșii aici la stațiunea de cercetare legumicolă, pe care orice buzoian o știe, și nu numai buzoienii știu despre această stațiune, sunt convinsă că cei care ne urmăresc și din alte județe au auzit măcar o dată sau au trecut pe aici prin Buzău și s-au abătut pe la stațiune, odată ce înroșesc primele fructe și ies pe piață, aveți ocazia toată vara să mergeți acolo și să vă cumpărați, pentru că desfaceți produse, inclusiv aceste tomate am văzut că se cumpără cu zecile de kilograme pentru vremea bulionului și a zarzavatului și chiar mă bucuram de faptul că buzoienii noștri aleg un produs autentic de-al nostru de aici, făcut cu mare grijă bazinul și cu atenție. Bazinul legumicol Buzău este vechi, are tradiție, este poate cel mai vechi bazin legumicol din România și este păcat, trebuie să-l menținem, trebuie să-l revitalizăm. Ar fi poate, știu eu, segmentul care ar putea revitaliza în regim de urgență economia Buzăului și a orașului nostru. Mă bucur că o spuneți, eu o gândeam, mă bucur că ați spus-o dumneavoastră, că poate era o impresie de om neavizat, dacă spuneam eu asta, dar chiar mă gândeam la faptul că toate terenurile agricole din jurul Buzăului
și implicit existența stațiunii pe care dumneavoastră o conduceți, așa cum spuneam, poate să revitalizeze ceea ce îi lipsește Buzăului, și anume locuri de muncă, un renume mai presus de orice, că e important și asta. Să da. Revenim la ceea ce însemnam altădată. Am făcut un calcul de la 2000 de metri de spațiu protejat, deci de solarii, o familie poate să-și plătească dările către stat de acasă, să aibă serviciul la el acasă. Deci, practic, ar trebui numai o strategie să reușim să construim aceste spații protejate, moderne, în curtea fiecărei familii care nu are serviciu, să îi oferim material gen, să-l învățăm cum să producă. Sau să le facem pe toate la dumneavoastră la stațiune și oamenii să muncească acolo. Și pentru acolo că se poate, da. Ați fi dumneavoastră cu ochii în patru, așa, să analizați tot și să îndrumați pe toată lumea, pentru că este extrem de important. Pentru că emisiunea nu ne oferă mult mai multe minute, dar o să fac încă de pe acum invitația pentru o viitoare emisiune, că tare mi-ar plăcea să veniți să le mai vorbiți celor de acasă despre ce mâncăm și cum mâncăm în zona asta, legumelor și a fructelor. Aș vrea să spun un lucru, avem atâtea fonduri rambursabile, nerambursabile mai presus de toate, pe care le putem accesa noi cei tineri și putem găsi sfaturi la dumneavoastră pe partea asta de cum să-ți trăiești viața liniștit cu ceea ce produci la tine în curte, să fii și sănătos mai presus de toate și tu și familia. Domnule vânătoru, eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și vă întreb un singur lucru. Sunteți optimist în ceea ce privește viitorul stațiunii de cercetare? Am așteptat 30 de ani cu speranța că cineva se va gândi la cercetare și încă sper că se va gândi serios. Nu cunoaștem altă cale mai ieftină care să ducă la progres, nu știm altă cale mai ieftină, de aceea cred în cercetare și dacă am ști altă cale mai ieftină care să ducă la progres, am renunțat la cercetare. Dar atâta timp cât în lume nu se cunoaște o altă cale mai ieftină, vedeți că se investește în cercetare. Din păcate, în România nu, însă firme competitoare cu noi, cu care noi colaborăm, îmi spunea directorul de marketing că pe zi alocă 1 milion de euro pentru cercetare. Pe zi? Pe zi. Și cam în cât timp credeți că s-a investit 1 milion de euro în stațiunea dumneavoastră, domnule vânător? Greu de spus. Bani pentru cercetare după 90 nu am mai primit, deși avem o lege a cercetării care prevede acest lucru. Și care nu e respectată. Care nu se respectă. Grav este că din anii 80 nu s-au mai făcut investiții majore în laboratoare, în dotare. Am fost atacați, așa cum știți, nu aș vrea să mă întristez aici, prin mai multe planuri, adică nu numai că nu am primit bani pentru cercetare, la o emisiune m-a întrebat cineva, da, vă ajută cu ceva? Și am spus, da, acum a început să ne ajute. Și era așa curios, cum? Și am spus, ne bucură că am fost puțin suntem bucuroși că am fost lăsați puțin în pace. Puțin păsuiți de tot tăvălugul care se crease. Dar nu am mai fost hărțuiți așa, măcar imobiliar. Atât. Am ajuns să ne bucurăm și pentru atât, deși nu e tocmai comodă situația să ne bucurăm că ne lasă cineva în pace, ar trebui să ne bucurăm că primim o mână de ajutor. Eu sper că cei care sunt în măsură să-și arunce când și când privirea peste ce se întâmplă la stațiune. Este o problemă de securitate națională. Este o problemă foarte importantă. Timpul este scurt, însă am avea foarte multe de discutat. Am spus-o și o mai spun, dacă pierdem o clădire istorică, pierdem ceva din trecutul nostru, dacă pierdem o sămânță, o creație biologică, pierdem ceva din viitorul nostru, pâinea va fi mâine mai scumpă, o vom cumpăra de la străini cu bani mulți, vom fi dependenți de cei din afară. De aceea aceste creații biologice, aceste semințe românești, aceste tehnologii, tot ceea ce are cercetarea românească în averea ei, în tot ce a strâns în anii de cercetare, sunt probleme de siguranță națională. Nu glumesc cu vorbele, sunt probleme de securitate alimentară. Corect. Și așa cum ați văzut, toate aceste infecții, tot ce se întâmplă, suntem descoperiți, ar trebui să punem mare accent pe aceste probleme. Corect. Și aș mai puncta eu un singur lucru, că și modul în care împrăștiem terenurile și le divizăm țin tot de siguranța națională, dar o să ne dăm seama foarte, foarte târziu. Domnul vânător, mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră astăzi. Și eu vă mulțumesc. Dragi telespectatori, aceasta a fost emisiunea de astăzi. Sunt Ilona Duță. Ne revedem zilele viitoare. Rămâneți în continuare acum alături de noi pentru că urmează jurnalul prezentat de colega mea, Alina Răducan-Suditu. O seară minunată să aveți. La revedere!